Am revenit a doua parte a emisiunii în care l-am invitat pe domnul Valerian Țuclea. Domn profesor, vă rog să vă continuați pledoaria legată de împrumutul de astăzi, aprobat în Consiliul Local Municipal de 13 milioane. Da, spuneți-mi investițiile pe care le considerați a fi utile, oportune. Deci noi, și după aceea vorbim și de altele. L-am ascultat pe domnul primar și știți că într-o emisiune i-am și dat dreptate ținând cont de criză și de lipsa banilor. Pentru că de la buget vedem că vin din ce în ce mai puțin bani. Nu s-au discutat amendamente, nu s-au admis priorități, prioritizări pentru anumite investiții în județe. Banii sunt puțini și trebuie chivernisiți și cu mare grijă. Problema este că dacă vrei să-și faci investiții mari și vedem, am văzut în proiect aici, în raportul de specialitate, reabilitarea și modernizarea cinematografului Dacia din municipiul Buzău. Păi, stai să terminăm întâi cu pandemia asta, să vedem dacă putem merge la cinematograf deocamdată. Bine, acum nu poate peste noapte, bănuiesc. Eu nu zic că nu trebuie făcut, dar nu e o prioritate anul ăsta. În bugetul și în situația, s-ar putea să țină mult mai mult carcalacul ăsta decât ne închipuim noi. Consolidare, restaurare și punere în valoare a complexului hipic Alexandru Marghiloman. De acord, e o clădire, monument istoric, trebuie reabilitată, dar iarăși nu e... Acum avem alte priorități. Sunt de acord. Uite, construire, cimitir uman și împrejmuire în Buzău. E necesar. Suntem în mare criză de locuri. Mai sunt, din declarația dumnealui am văzut, undeva la 60-70 de locuri de veci disponibile în momentul de față în Buzău. Dați-mi și mie hârtia aceea, domnul Țuclea. Poftiți. Uite, reabilitează Bulevardul Republicii. Foarte tare. Bun. Aici am vorbit de, ați dat exemple și foarte bine, ați vorbit de aceste proiecte, da? Da. Hai să vorbim și de sume, domnul Zungle. O aveți în dublu? Da, da. Așa, de-aia v-am și cerut. Nu vă lăsam fără obiectul muncii. Ia să vedem, cât costă? 16.500.000 cinematograful. Păi stați așa, să nu trecem mai departe. Asta înseamnă 16 milioane, înseamnă 165 de miliarde. Da. Vă dați seama ce cinematograf va fi? Păi îmi dau seama. Nu? Cred că o să fie tot 3D. Nu, eu cred că va fi 4K sau cum 4K. E? Nu știu. Cum 5, o să fie lucică ăsta? 5G. Cel mai tare cinematograf care e? La ce nivel s-a ajuns? Hă? La 10... Există 10D? Adică, dincolo de 3D, mai există ceva? Îl facem noi, da. La bani ăștia îl facem noi, corect. Da. 3 milioane și ceva de euro. Da, bun, deci, ok. Bun, ne aducem și ne consolidare, restaurare și pune valoarea complexului hipic Alexandru Marghiloman. Casa de oaspeți, grajduri și amenajare de teren și piste. Aici. Da. 14.300.000, adică asta înseamnă aproape 3 milioane de euro și ăsta. Domnul Țuclea, 143 de miliarde. Vă dați seama, deci cred că tot polul din țara asta al hipismului se va muta aici. Sigur. Deci eu îmi imaginez la 143 de miliarde. Eu cred că au fost, deci nu scrie referat, dar probabil că există o documentație mult mai amplă. În 14.300.000 pentru complexul hipic s-au avut în vedere și caii. Cred că sunt și caii din aia de rasă scumpi. Eu nu înțeleg. Au lătrat. Au. Nu mă dorea nimic. Au lătrat înainte de această ședință. Ori n-am fost atent din cauza faptului că chiar n-am avut timp. Bine, nu mă plâng că nu asta e. Deci, mii de scuze, domnilor consilieri din opoziție, dacă eu ce spun acum spun prostii. Dar eu n-am auzit că a fost punctul 3 ăsta, nu? Da. Nu treabă. Eu n-am auzit dezbateri la asta. Deși înainte, nu votăm. Păi nu facem. Stați puțin. Dom'le, eu aș fi întrebat totuși, 143 de miliarde de lei, spuneți-mi și mie pe costuri de falcat, ce înseamnă asta? Eu vreau, adică să știm și noi. Vorba dumneavoastră, ai zis cu cai, nu? Da, probabil că sunt și cu... Și cai, așa da, că acești cai frumoși... Păi da, dacă e un cal de rasă... Dacă sunt 6 cai frumoși, de exemplu, cu siguranță... Păi da, caii sunt foarte... ăștia de rasă foarte scumpi, dar sunt scumpi și la propriu și la figurat. Corect. Adică sunt exemplare superbe, multe dintre ele. Da, da.
Adică să nu-i amestecăm pe cai în această chestiune. Deci 143 de miliarde, încă o dată, 143 de miliarde. Ce facem noi acolo cu banii ăștia? Consolidăm, restaurăm, e un monument istoric. Oportunitatea, sau mă rog, ideea, toate astea mi se par foarte interesante, foarte faine. Istoria asta trebuie reactivată, readusă la suprafață. Corect, corect. Fără doar și poate, pentru că grajdurile alea arată cum arată. Nu, acolo e o clădire care stă să cadă, da, într-adevăr, e monument istoric. Bun, trebuie cred că va arta foarte, cred că va fi, nu știu, va fi un punct de atracție, un punct de turistic, da, turistic. Da, ce să vă spun, avem nevoie de așa ceva în Buzău, dar nu cred că anul ăsta. Anul ăsta trebuie să ne oprim, să continuăm ceea ce am început, că mi-e teamă că nu terminăm și iar va fi nevoie de vreun împrumut ca să terminăm ce am început, și să ne canalizăm tare, tare de tot pe atragerea de bani europeni. Următorul, domnul, fondurile europene au fost deja atrase, domnul, nu vedeți că se vor face Transilvania ale industriilor și, ziceți, domnul Țuclea, și Unirii, neapărat. Da, da, ne oprim aici. Astea sunt toate fondurile care pot fi atrase de municipiul Buzău? Da, da. Bun, cimitirul. Da, un milion 1,9, da? Da, 19 miliarde. E cu capelă, cu tot ce... Da, nu e o sumă mare. Că e nu o sumă mare. Numai gardul e destul, da, de mult. Aceea sumă este prevăzută și pentru construirea Muzeului Eroilor, din incinta Cimitirului Eroilor. Da. Asta înseamnă că o să fie tot așa un muzeu foarte... interesant. Și aici nu sunt ironic. Da, nu, chiar sunt și muzeul și sunt lucruri realizabile, dar sunt bani mulți pe reabilitările. Cea mai mare sumă este pe... Bine, reabilitarea cinematografului. Da, la capitolul ăsta, cultură, de creier. Da. Dar avem... strada. Străzile, da? Strada. Bulevardul Republicii, Bulevardul 1 decembrie și strada Iazumorilor din municipiul Buzău. E reabilitare, nu și modernizare, atenție. Nu, reabilitare. Da, 274 de miliarde de lei. Da. Vechi. Da, sunt trei străzi mărișoare, nu poți să zici că... Vor fi estimat. Sunt specialiști care au estimat lucrurile astea. Mai avem. Din alte credite, modernizarea și creșterea gradului de activitate și siguranță al transportului public în municipiul Buzău, 1.254.000 de lei, reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști pe coridoare deservite de transportul public în municipiul Buzău, 22 de miliarde, reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrală din municipiul Buzău, 6.592.000 de lei. Da. Astea din creditele alea făcute anul trecut, pentru care le-am modificat anexa. Ce să vă spun, au majoritate absolută, să dea Dumnezeu să facă ce trebuie. Am văzut că s-a solicitat și Consiliului să adopte o hotărâre de Consiliu pentru trecerea terenului din orizont din domeniul public al statului. S-a rezolvat. Până la urmă. Bine, instanța a rezolvat problema. Dacă să-l treacă în domeniul privat. Nu știți cât este ceasul? Nu știu. Și 46. Problema e că... Școlile? Ar trebui să vorbim de multe. Cu școlile vom avea și data viitoare mai mult timp la dispoziție. Dar cu școlile, domn profesor Valerian, da? De educație fizică și sport. E corect? Da, educație corporală, da. Acum s-a schimbat în educație corporală. Sau educație corporală. Credeți că după vacanța asta care a fost prelungită, iată, vom mai reveni în școli? Păi, noi vă referiți la școala fizică, nu? Da. Adică dacă vom mai reveni în școli. Păi, ați văzut care e decizia de moment, de ultim moment. Am aici comunicat de presă primit breaking news. Prin
Inspectoratul Școlar de la Minister. Ce zice? Ce zice? Ce zic? Că decizia ministrului, a Ministerului este aceea de a mări vacanța, de a uni vacanța asta de la Paștele Catolic cu Paștele Ortodox, de a scurta anul școlar cu o săptămână. Clasele terminale 8, 12, 13 seral, clasele a 11-a din învățământul profesional vor avea examenele la aceleași date, fără modificare. Problema este următoarea. Și nu știu dacă cineva a luat-o în calcul, dar Lupa n-a văzut treaba asta. Este ce-ți dăm întrebare? Cum plătești profesorii? Pentru că în perioada vacanței, profesorii și-au au concediu. Da? Da. În momentul în care l-ai băgat în concediu, dacă are și ore la lecții la clasele a 8-a și a 12-a sau a 13-a seral sau învățământul profesional clasa 11-a anul 3, are o oră în ziua respectivă, cum îl plătești? Că aici e o mare problemă. O mare problemă. E în concediu, îl chemi în activitate, îl plătești pentru ora respectivă, va fi o mare problemă la nivel de minister. N-au luat în calcul. Repede au tras cu creionul pe hartă. Tum, tum, tum. Da, vacanță. Da, și așa sunt unii. Da. 60% din elevii din România sunt în vacanță de anul trecut. Domnul Țuclea, problema este atât de gravă încât cred că ar trebui să vorbim săptămâni întregi. Ce s-a întâmplat și ce se întâmplă cu mulți dintre copii. Mulți dintre ei ajung la psiholog. E un an ratat, un an jumate ratat. Gândiți-vă un an jumate școlar ratat. Gândiți-vă că începem de la clasa 0. Acel copil are 6 ani. Un an pierdut din viața lui, că are un an pierdut, da, încheiat, da, un an trecut la pierdere, reprezintă un procent destul de mare din viața lui. Gândiți-vă că la grădinițe au fost și astea închise luni de zile, mai bine de aproape un an de zile, câteva luni de zile au fost în activitate. Un copil de 4 ani, fetița mea de face 4 ani imediat, a pierdut un an de zile din viață. 25% din viață, da, este ratat ca dezvoltare. Ce, da, domnul Țuclea, ce să facem? Uite, nu mai avem timp. Foarte. Aoleu, 23 de secunde. Vă rog, domnul Țuclea, care ar fi concluzia, încă o dată? Vom reveni sau nu? Avem... Eu zic că vom reveni, da? Că n-avem, nu se poate, altfel, da? N-avem încotro. Bun. Am înțeles. Așa cum au făcut-o și celelalte țări. Dar să sperăm. Eu sper că vom reveni la învățământul, da, normal, dacă decidenții noștri nu vor lua decizia suspendării învățământului, pentru că, am mai spus și în altă emisiune, se realizează mare, mare economie. Mare, da, economie. Da. Nu mai încălzești, nu mai materiale, nu mai... Iau, 750, domnul Țuclea, ora veselă pentru mulți care nu vor să vă vadă analizând, da, sub lupa dumneavoastră subiectele de pe dezordinea de zi. Mulțumesc, domnul Țuclea. Și eu vă mulțumesc, seara bună. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV în câteva minute. Magda Enescu, ca de obicei, vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii de Ale Buzeanului. O seară excelentă, la revedere!